Polițiștii de frontieră au depistat pe raza localității Dornești un microbuz care staționa lângă calea ferată. Un tren care circula către localitatea Vicșani a oprit, încărcat cu marfă, și atunci trei persoane au început să sustragă motorină și să o depoziteze în mai multe recipiente. Polițiștii de frontieră au acționat, iar cei trei cetățeni ucrainieni cu vârste cuprinse între 26 și 35 de ani, mecanic de locomotivă, ajutor mecanic locomotivă și șef de manevră, un cetățean român în vârstă de 23 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava, au fost reținuți. La controlul efectuat asupra microbuzului au fost descoperite patru recipiente în care se aflau 720 de litri de combustibil în motorină, care a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Cei trei cetățeni ucrainieni sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de la lapidare, iar cetățeanul român pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare. Totodată, autoturismul cu care urma să fie transportată motorina a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.